Bună ziua tuturor, domnule deputat, stimați invitați, domnilor primari, stimați reprezentanți ai presei, în primul rând doresc să vă mulțumesc că ați răspuns invitației de a fi astăzi alături de noi, alături de comunitatea dejană, pentru a marca finalizarea lucrărilor la parcul Balnear Corocu. Aș vrea să vă prezint o scurt istoric al parcului Balnear Corocu. În urmă cu 9 ani de zile, în 2008, s-a demarat o investiție pe fonduri europene, o investiție în valoare de 2 milioane de euro. La acel moment am fost în primul an de mandat și trebuia să găsesc soluții de finanțare cu 20% din valoarea investiției, de aproximativ 400.000 de euro. Am făcut acest efort, n-a fost ușor. În 2010 s-a finalizat investiția. Perioada în care trebuia să respectăm investiția inițială a fost 5 ani de zile, respectiv 2010-2015, iar din anul 2016, datorită fluxului de vizitatori an de an mai mare, m-am gândit foarte serios să extindem baza de agrement Toroc și să o modernizăm pe cea existentă.